A vorbit în această seară atât de frumos că noi trebuie să fim oameni ai cuvântului. Oameni care să folosim cuvinte ale Domnului. Și oameni care să-L primim pe cuvântul pe Iisus Hristos. Să ne coborâm din tot ce înseamnă propria noastră identitate. Să ne coborâm din dudul vieții noastre și să-L primim pe Iisus. Să fim practici în această seară. Duhul Sfânt a strigat și a zis că sunt aici persoane care sunt descurajate. Sunt aici băieți și fete care au gânduri care nu sunt pe placul Domnului și sunt gânduri de frică, de panică, de anxietate, de tot felul de stări, ce înseamnă viitorul. Înainte să plecăm de aici, vă rog să vă organizați adolescenți, tineri, frații, împreună cu fratele Pompei și cu grupul coral și vreau să cântăm cântarea Gânduri de Pace. Aș vrea să simți prezența lui Dumnezeu în această seară. Nu știu ce gânduri ai tu despre viața ta, poate diavolul ți-a zis tu n-ai viitor, tu n-ai speranță. România o să intre în război, în derivă, n-ai nicio posibilitate. Poate școala pe care ești gata să o termini, să o absolvești, diploma aia, vei zice, nu mă ajută la nimic. Doamne, ce se întâmplă cu viitorul meu? Aici este prezent Iisus Hristos, Cel ce recuperează vieți, Cel ce atinge oamenii care nu mai au nicio șansă. Mi s-a prezentat viața unui bărbat care avea de toate, avea bani, avea poziții, avea proprietăți, avea tot ce îi trebuia, dar nu l-avea pe Iisus. Fără Iisus totul e faliment, totul e cădere. Sunteți aici câteva sute de tineri și vreau să vă spun ceva. Domnul are viitor pentru voi. Domnul vrea să vă binecuvinteze viitorul. Vă rog să veniți în față în timp ce spun aceste cuvinte împreună cu frații. Și aș vrea în această cântare să cântăm din toată inima. Aș vrea la ultima rugăciune să ne rugăm special pentru Ucraina. Să ne rugăm pentru Israel și să ne rugăm pentru România. Duhul Sfânt a strigat și l-am auzit toate pe fratele Dragoș că a spus că Duhul Sfânt a strigat, că trebuie să se mulțească numărul mijlocitorilor. Să știți că noi suntem aici ca să mijlocim, suntem aici să ne rugăm, suntem aici să punem umărul la lucrarea lui Dumnezeu. În timpul acestei cântări, roagă-L pe Domnul să rămână cu pacea sa peste România, să crezi că Domnul are gânduri de pace pentru tine, pentru viitorul tău și frații care sunt, se crede mai în vârstă, nu sunt. Vă rog să veniți în față cu toți. Da, vreau să cântăm cântarea aceasta din toată inima, cu toată puterea, tot ce are suflare, să-L aude pe Domnul. După ce cântăm această cântare cu toții, intrăm direct în rugăciune, nu mai intervin. Iar apoi, după ce toți ne rugăm, fratele Gheorghiță la Zurcă, mulțumește Domnului pentru seara aceasta. Cântă din toată inima, cântă cu credință, Domnul e prezent aici, aleluia!